Trecerea dintre ani s-a făcut cu foc și, din păcate, nu vorbim de artificii. Pompierii din cadrul Inspectoratului de Situații de Urgență Iași au fost nevoiți să intervină la zeci de incendii în primele zile din an. Din păcate, s-au înregistrat și două cazuri cu victime omenești, chiar în primele două zile din acest an. Tot în primele zile din an, lucrătorii ISU Iași au fost solicitați în peste 100 de cazuri medicale. Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Iași a intervenit pentru stingerea 28 de incendii și au acordat prim ajutor și au transportat la spital 115 persoane. Cele 28 de incendii au avut ca și cauze probabile de incendiu jarul căzut din sistemele de încălzit, coșurile de fum defecte sau focul deschis în spații închise. În două dintre aceste incendii au rezultat două victime, două femei în vârstă de 50, respectiv 83 de ani. Primul incendiu a avut loc în localitatea Iași, pe strada Cicoare. O persoană de 50 de ani, de sex feminin, a fost găsită decedată în locuința la care s-a intervenit pentru stingerea incendiului, cauza probabilă a acestuia fiind jarul căzut din sistemele de încălzit. Cel de-al doilea incendiu, în urma căruia a rezultat o victimă, o femeie de 83 de ani, a avut loc în localitatea Cucuteni, cauza probabilă a incendiului fiind focul deschis în spații închise.